Și biblioteca, am avut eu la biblioteca, o să fie și bine. Stimați vizitatori ai site-ului de știri flămânzi.ro, avem în această săptămână activități pentru școala, pentru școală, intitulată Săptămâna Altfel. Acum avem de vizitatori în mini-biblioteca amenajată în sediul primăriei orașului Flămânzi, vizitatori din școala Constantin Comicescu, Poiana. Vrem să adresăm câteva cuvinte doamnei profesoare de limba română, Gradinaciuc Angela. Da. Bună ziua! Bună ziua! Am vrea să știm cam ce activități desfășurați în această săptămână. Pentru prima zi am avut, da, pentru natură. Au fost activități de ecologizare, de informare. Au executat colaje, desene tematice. Au avut fiecare câte un mesaj pentru a păstra natura curată. Pentru ziua de ieri am fost la pădure, unde la fel ecologizare am făcut, am adunat floricele, am vorbit despre importanța pădurii, despre importanța păstrării mediului curat. Ne-am jucat, într-adevăr, activități altfel. Iar astăzi, ziua la bibliotecă, chiar dacă asta este mini, noi avem la Poiana tot în genul ăsta, mai micuță chiar, și restul activităților în sala mare, le desfășurăm o piesă de teatru, avem un mini concurs și vă invităm acolo. Vă mulțumim!